Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CATA pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salutare fani și astăzi la un nou episod de FIFA 23 Pack Opening, în continuare la vânătoare de Nene Alaba, Varan sau toți băieții de la Real Madrid. Alba și seria, nu uitați să le și eu. Foarte important să vă abonați și legendar de important dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPCG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta back to school, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Points la un preț mult mai mic decât cel din joc, mă găsiți pe Instagram și rezolvăm treaba. Let's go, Time X 2, 4, 3, 5, 6, asta e echipa domnilor, nu l-am farmat pe Nenea Cristi. Nici nu știu dacă o să-l farmez, că 42 de echipe mă aruncă în aer. Vrem aici Alaba sau Varan. Și dacă se poate aici Benzinarul și cam mai au fost și cu echipa de anul acesta. Bineînțeles, hai să vedem, începând direct cu 3 player pick-uri, ce se va împlânta oare domnilor. Ultra Mega Ciombiric. Varan, treci la echipă. Varan nu vrea să vină la echipă. Luăm Nenea Davis, că și ăsta s-a răzbunit că o să vină la Real Madrid anul viitor. Vom vedea. Poate, poate, cine știe. Și oamenii încă o dată. Și oamenii vine, KDB vine, Varan stă pe spate și se uită la desene animate. Hai mă, nene, mă. Ok, Gabriel Martinez, unul dintre cele mai faine, cele mai responsive, cele mai cele carduri de anul ăsta. Bine, cel puțin varianta Team of the Season. Mă gândesc că și ăsta ar fi fost la fel. Ultra mega bestial, se mișca in-game. Ultra mega legendar pe poziționare, un card quartz. Let's go time. 6 pachete 86x10, am văzut că o băga nelimitat și pachetele astea 86x10, dar din păcate n-au scăzut prețul la FOD, nu la FOD, la SBC în sine, adică tot 92 squad-ul. Pușca și curalată, imediat se lansează webup-ul domnilor. R9 din preview pack, în bag marinarul sau ceva card interesant, poate data viitor. Imediat începem cu seria asta de vânătoare de... Bine, nu știu dacă o să fie R9 în pachet la început de joc. Opa. Asta așa, extra time, rare player pack, nu știu ce. Și cu pachetul ăsta, mă, ne 100.000 pentru 13 rare. Ok. Nu înțeleg exact care e schema cu parchetul acela, dar în fine. Da, așa, ați văzut că l-o prins pe Nea Pogbani. Cel mai probabil ultimul card al lui a fost Rule Breaker, oare a fost anul ăsta? Nici nu mai știu exact. Cred că Rule Breaker îi zice la Cardora. În următorul FIFA nu cred că îl mai bagă dacă îl suspendă ăștia, parcă între 2 și 4 ani sau ceva în genul. Deci, cam asta a fost domnilor cu Nenea Pogbani. A fost, a jucat și a plecat. L-a umflat direct. Topor style, salutare, pa. Hai mă, neneu. Parle vous français, qu'est-ce que tu fais, la cazette. În spațiile unea la cazette, Ionica Messi. De fapt, nu stai că Ionica Messi are Team of the Season în pachete. Ok. Toi footies. Merge. Nenea Cross cu Cambelozauru. Abia aștept să văd cum o să funcționeze treburile în EFC24 cu iconurile. În ideea în care o să fie o singură versiune. Am văzut că la Nenea Cruyff i-o dat nerf. Ce mă, cu atâția francez, mă, nenea, mă. Numai cumva are sens și probabil că o să dea nerf la toate iconurile. Ca să poată după aia să le dea upgrade-uri din alea barosane. Se pregătește și un footies player pic așa încet. Să vedem. O te vine Nenea Alaba. Sau Benzinarul. Sau chiar Cristiano Ronaldo, să nu fim nevoi să-l farmăm. 42 de squaduri. N-ar fi rău așa la poza de final. Champions League, card tradable. Cine să fie oare? Roberto Firmino, nice. Ăsta a fost scumpicel când s-o lansa promoția. Champions League. Nenea Hazard. Săracu. Bine, săracu. Plătit cu vreo 30 ceva de milioane pe sezon la Real Madrid. Da, chiar. M-a apucat mila, ești nebun. Și este Inglaterra. Dealul Maro. Nu-i dea nimic, pom.
Ok. Știam că e dealul Maru. Cum ar fi să fie și Brownhill-ul în spatele lui? Sau poate că nu data viitoare, salutare, salutare. Bun, încă două pachete. Vezim și un footies player pick și aia e. Sau poate două footies player pick. Vedem dacă avem să facem două. Nemția, brandul, clar. Din ar o să mai povestim. Nici nu știu dacă e vreun alt nemțelău în pachete. Move the season. Vreau să mai ai și Musiala. Am amintit acum. Ok, iar icon-uri din astea amărâte. Acum pe final. Stai cu XL așa vrăjal la icon-uri. Când începe jocul, vezi direct flare-ul ăla cu alb acolo cu nebunii, încet alergim cu Rugol prin sat. Acum facem figuri, impresii. Ferati 94, ce să fac cu el, frate? N-am ce să fac cu el. Când am prins walkout-ul la... Ce walkout, stai? Când prinzi un card de 85 decent la asta, la EFC 24, let's go. Ok, ăsta e și 3 double, mai ne hazard. Bun, 3 șanse la footies player picks pentru Benzinaru, Cristiano Ronaldo sau Nene Alaba. Se poate, mai încercăm, încă o tură, în mijloc din nou. Hai mă nene mă, măcar Alaba. Lorenzi și Alvarez. Rating blană, dar nu-i ce trebuie. Nu-i ce trebuie, domnilor. Unul singur din cei trei. Purugol, pe dealuri. Așa scump o fi Alaba. Bine, scump, rar. Că n-am zis să-l dea pe Cristi. Măcar Alaba, ești nebun la cap. Nu poți să pice varan de aici. Uită-te și tu, mă, nene, mă, că nu vrea să vină să completeze echipa. Nici Benzinar. Mai încercăm și mâine încă o dată și încă o dată. Până prin 20 când apare web-up-ul sau ceva în gen. Cam asta a fost. Din păcate, nici de data asta. 3 șanse au fost la Varan, 3 șanse la băieții ăștia la zgrei. Cam asta a fost și episodul. Mersi la vizionare. Nu uitați, dacă aveți nevoie de FIFA Points, mă contactați pe Instagram și rezolvăm. Să aveți o super faină în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!